Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Vă mulțumim și în seara aceasta că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi și ca de fiecare dată suntem încântați că și de data aceasta avem în studiul nostru un invitat deosebit, un om al lui Dumnezeu, un slujitor și de asemenea un profesor de teologie. Dați-mi voi să-l prezint din nou pe pastorul, profesor, doctor, Ciprian Terinte, pastor la Biserica Pentecostală Vestea Bună din București și, bineînțeles, profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București. Uh, domnule profesor, bine ați revenit! Bună seara! Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și la această emisiune. La văd, domnului! De fiecare dată trebuie să recunosc că încerc să fiu foarte atent la modul în care prezint invitații și, în special, uh, pe cei mai frecvenți, că de multe ori fac greșeli exact cu cei care vin mai des și dumneavoastră sunteți unul dintre cei care întotdeauna ne onorați cu prezența. Slavă Domnului pentru toate aceste aspecte ale vieții dumneavoastră, dezlușitor, păstor, da? Și bineînțeles și de cadru didactic, mentor pentru alți slujitori, slavă Domnului pentru toate și... Uh, Iată-ne din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu, în primul rând și apoi în fața telespectatorilor noastre, la un subiect uh, din viețile noastre. Astăzi discutăm, privind prin filtrul Scripturii, câteva aspecte ale vieții pe care cred că fiecare dintre noi le putem recunoaște înaintea lui Dumnezeu în primul rând și apoi nouă, pentru că suntem oameni și atunci trebuie să recunoaștem, să fim sinceri unii cu noi, unii cu noi înșine și apoi, bineînțeles, și unii cu alții. Atunci vreau să vorbim despre credința creștină, și în special relația pe care îndoiala și certitudinea și siguranța le are, plecând de la toată, să spunem așa, povestea aceasta frumoasă, realitatea aceasta frumoasă pe care Dumnezeu a creat-o de la începuturi, din grădina Eden, până vom reveni la statutul nostru de, să spunem așa, de conducători Universului împreună cu Dumnezeu. Coregenții. coregenți. coregenți. Foarte frumos cuvântul. Deci este o, este o, să spunem, o viață trasată pas cu pas de-a lungul istoriei de Dumnezeu, o viață pe care noi o parcurgem împreună, dar suntem contemporani, ne uităm din alții, ne ajutăm, ne încurajăm unii pe alții, dar uitându-ne la noi și ne vedem că suntem oameni, avem întrebările noastre, problemele noastre, descurajările noastre, îndoielile noastre. Deși Scriptura, deși Dumnezeu ne-a arătat, și nu trebuie să ne uităm foarte departe, uitându-ne în viețile noastre, vedem că de multe ori Dumnezeu ne-a zărut în brațele sale. Dar totuși rămâne semnul acesta la întrebări, al îndoielii. Vai, vai, mai e Dumnezeu cu mine? mai Dumnezeu mai conduce lumea? Cred că e întrebarea, în anarhia aceasta, în dezordinea aceasta, în, în crizele acestea pe care le vedem, Spunem, Dumnezeu și-a luat mâna de pe pământ? Mai e Dumnezeu capabil să controleze universul acesta, să fie managerul acestui univers? Sunt niște întrebări pe care ne le punem. Nu vorbim despre noi, e și mai. Când trece prin necazuri, prin bol, prin mai mult îndoiala ne face probleme. Așa că, cu siguranță, Biblia tratează foarte bine aceste și Dumnezeu a avut grijă să nu ne lasă orfani. Iar când vorbim despre îndoială și certitudine, cu siguranță este ceva acolo în fir roșu care totuși ne dă o rază de speranță. Există lumină dincolo de capătul tunelului. Și împreună cu dumneavoastră vreau să vedem într-adevăr, pentru că știm și trebuie să recunoaștem că de multe ori nu vedem luminii trece. Da, așa este. Îndoiala face parte din metabolismul vieții creștine, chiar dacă nu ne dorim acest lucru și nu este de încurajat, deși uh, practica vieții cotidiene și experiența de viacuri a bisericii ne arată că um, uneori îndoiala, dacă este bine gestionată, um, constituie uneori chiar un... Um, am putea spune, o... Materie primă pentru un salt al credinței noastre. Dar acestea sunt experiențe cu siguranță uh, excepționale. Și repet, ea trebuie bine gestionată. În general, nu, nu ne dorim îndoiala. Nu este de dorit. Îndoiala este reprobată de învățătura Sfintelor Scripturi. Atât de Domnul Hristos, cât și de Sfinții Apostoli, dacă ne referim la uh, scrierile Noului Testament. Numai că uh, trebuie să pornim întotdeauna cu fundamentul ultim și să ajungem acolo atunci când suntem încercați de îndoială, la fundamentul ultim al credinței creștine. Și acesta este uh, convingerea privitoare la credincioșia lui Dumnezeu. Totul se bazează pe credincioșia lui Dumnezeu. Noi, sigur, ne punem întrebarea, așa cum spuneați atunci, ce uh, certitudini. Mai conferă uh, viața creștină. Pe ce anume mai pot eu fi sigur în viață dacă, iată, anumite speranțe, anumite, uh, eu știu, uh, dorințe s-au lăsat așteptate și uh, le-am așteptat în van, nu s-au uh, împlinit, au rămas nerealizate. Trebuie să știm că certitudinea pe care se bazează credința creștină e aceea privitoare la. Um, Credincioșia lui Dumnezeu. Ce este credincioșia lui Dumnezeu? Dacă îmi prețuiești o, o opinie proprie, credincioșia lui Dumnezeu ar spune că este um, piatra unghiulară a întregii Revelații Biblice și a întregii istorii a mântuirii. De ce? Credincioșia este acea virtute uh, sau acel atribut în virtutea căruia Dumnezeu se angajează să rămână fidel promisiunii sale de legământ. Sau dacă vreți promisiunilor sale de legământ. Dumnezeu este credincios legământului pe care l-a făcut cu poporul său, începând cu Avram și apoi cu toate celelalte actualizări ale legământului, că toate celelalte etape sau legăminte pe care le găsim în Sfintele Scripturi sunt de fapt actualizări ale legământului avramic. Poate vom avea timp să uh, discutăm despre acest lucru. Dar să începem cu începutul credincioșiei lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin legământul Avramic, făgăduiește că va conduce istoria mântuirii de așa, de așa manieră încât să ajungă la acea finalitate pe care El o dorește, și anume restaurarea tuturor lucrurilor. Dumnezeu își ia angajamentul de a pune toate lucrurile din existența noastră sublunară într-o dreaptă ordine, într-o ordine desăvârșită. Dacă vreți, Dumnezeu propune ca, promite ca într-o zi ordinea desăvârșită a transcendenței sale să fie deplin întipărită asupra ordinii noastre prezente, să spunem. De aceea, în rugăciunea Tatăl nostru, noi ne rugăm, uh, să se numele Tău, facă-se voia Ta, vie împărăția Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Promisiunea lui Dumnezeu, repet, în virtutea legământului avramic, promisiunea lui Dumnezeu este aceea că va îndrepta toate lucrurile care acum sunt strâmbe. Că va tămădui tot ce acum este bolnav. Că va remedia tot ce acum este defect și va aduce lucrurile, universul, întreaga creație o va aduce la desăvârșirea dorită de el. La asta se referă și Apostolul Pavel în mai multe texte, pe unele dintre ele le-am mai explorat în alte uh, emisiuni, împreună cu noastră, dar atunci când vorbește despre planul universal al lui Dumnezeu, în Efeseni, capitolul 1, versetul 10, Apostolul Pavel spune, ca să-l aducă la îndeplinire, este vorba despre planul său, dacă ne uităm un verset mai sus, e vorba despre planul lui Dumnezeu, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni toate într-unul în Hristos. Toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Iată o descriere foarte sintetică, lapidară, dar și foarte Concludent, aș putea spune, a planului lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca în Hristos toate lucrurile să fie restaurate. Asta înseamnă toată creația. Credincioșia lui Dumnezeu este acea, acel atribut al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu se angajează să fie fidel, să-și respecte această promisiune. Să mântuiască, să-și mântuiască creația. Și el vrea să-și desfășoare acest plan de mântuire printr-un popor pe care el și-l alege, care, așa cum am mai discutat, noi în vechime a fost poporul Israel, iar în prezent este, să spunem, rămășița lui Israel împreună cu neevrei care au intrat în biserică Împreună formând Biserica, nu există două popoare ale lui Dumnezeu, Israel și Biserica, există un singur popor al lui Dumnezeu care este Biserica și prin acest popor Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire lucrarea răscumpărătoare, lucrarea de mântuire până la desăvârșirea tuturor lucrurilor sau cum o numește Domnul Hristos, înnoirea tuturor lucrurilor. Palingenesia acolo în limba greacă înseamnă naștere din nou, până la renașterea tuturor lucrurilor. Și acest lucru este foarte important de reținut. Dumnezeu îl săvârșește prin intermediul poporului său ales, care în prezent este Biserica. O altă certitudine, care iarăși stă la baza tuturor certitudinilor despre care vom discuta sau nu vom ajunge să discutăm în seara aceasta, este aceea că Dumnezeu ne cheamă în credincioșia sa, Dumnezeu ne cheamă să participăm. La desfășurarea acestui plan al său în istorie și să fim parte a Noii Creații, și aceasta este chemarea la mântuire. De fapt, chemarea la mântuire nu este o chemare de a scăpa de flăcările iadului. Chemarea la mântuire este mai pozitivă decât ne imaginăm noi câteodată. Chemarea la mântuire este chemarea lui Dumnezeu, invitația pe care Dumnezeu ne o face să participăm la împlinirea planului său. Și pentru a putea participa la împlinirea planului său, pentru a ne putea integra în poporul sau ales, trebuie să ne integrăm mai întâi în Hristos. Vedeți, expresia aceasta apare în epistolele apostolului Pavel de uh, aproximativ 100 de ori. În Hristos, în Domnul în el și acest lucru se face conform epistolelor apostolului Pavel prin credință și botez. Prin credință și botez intrăm în Hristos Domnul, Galateni uh, capitolul uh, 3, începem cu versetul, cred că 26 este acolo, haideți ca să nu mă înșel să citesc că ajung repede acolo, ca să îi edificăm și pe telespectatorii noștri. Galateni 3 cu 26 spune căci toți sunteți Fie lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus, și apoi toți care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos intrăm în Hristos și în felul acesta facem parte din planul pe care Dumnezeu și-l desfășoară cu credincioșie. Planul lui Dumnezeu de răscumpărare și restaurare a lumii. Ce înseamnă să intrăm în Hristos prin credință? Înseamnă să ne punem toată încrederea în credincioșia lui Hristos. Momentul în care Hristos își, momentul de, eu știu, maximă, să-i spunem, Supunere a lui Hristos față de Voia Divină, momentul în care Hristos și-a dovedit cu prisosință supunerea față de uh, Voia Divină, credincioșia față de Dumnezeu, este momentul crucii. De aceea noi spunem că suntem uh, mântuiți prin credința în jertfa salvatoare a Domnului nostru Isus Hristos. Ne încredem în credincioșia pe care Hristos a manifestat-o pe cruce și, în felul acesta, jertfa lui Hristos. Care este o jertfă substitutivă, adică Hristos moare în locul nostru, în momentul acela intrăm sub cupola protectoare a jertfei lui Hristos și putem spune că Hristos a murit și în locul nostru. Și atunci am intrat în poporul lui Dumnezeu, păcatele noastre sunt iertate, suntem îndreptățiți. Îndrept, a fi îndreptățit înseamnă mai mult decât a avea păcatele iertate. A fi îndreptățit înseamnă a intra în comunitatea de legământ a lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Apostolul Pavel scria despre îndreptățire, ce găsim noi neprihănire, De fapt, poate ar fi bine să spunem că în epistola către romani și în epistola către dar mai ales în romani, ori de câte ori găsim neprihănirea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem prin aceasta, bineînțeles, în traducerea mai noi, dreptatea lui Dumnezeu, foarte corect, dar dreptatea nu face referire la justiție acolo. Asta trebuie să știm. Dreptatea face referire la această credincioșie a lui Dumnezeu în virtutea căreia el va îndrepta toate lucrurile. Dreptatea lui Dumnezeu, dacă vreți, este acolo um, îndreptarea, dar nu îndreptarea caracterului nostru. Nu se referă la la situația noastră morală, ci la îndreptarea pe care Dumnezeu dorește, la îndreptarea pe care Dumnezeu o dorește de la întreg universul său. De la întreaga sa creație, îndreptarea la care va aduce toate lucrurile. Și în momentul în care noi suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, noi suntem, dacă vreți, integrați în acest veac nou, în această um, nouă existență care este dreptatea lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu, viacul cel nou, mântuirea, viața cea nouă și așa mai departe, împărăția lui Dumnezeu. Da? Practic practic, în tot acest plan de refacere pe care Dumnezeu îl execută, deci practic este da. în execuție acest plan, două mari componente este odată refacerea ființei umane, a creației, dar și repunerea ordinii în univers da. și pedepsirea pe vecie a diavolului, a da. îngelor răzvrătiți. Da, da. Pentru că, într-adevăr, când Domnul Hristos se va arăta și va avea loc acea înnoire a tuturor lucrurilor, acea reașezare a tuturor Lucrurilor, sigur că atunci drepții lui Dumnezeu vor moșteni împărăția sau uh, creația restaurată pentru care uh, au luptat în tot timpul vieții lor. ca asta este, vom vedea, uh, lupta creștină și cei care n-au vrut, au refuzat uh, o invitația lui Dumnezeu de a crede în Hristos pentru a face parte din comunitatea răscumpărată, sigur că vor fi îndepărtați de la fața lui Dumnezeu pentru eternitate, ceea ce Scriptura numește pedeapsa veșnică, iadul și așa mai departe. Și asta nu pentru că Dumnezeu ar fi un Dumnezeu crud, ci pentru că omul i-a întors spatele lui Dumnezeu um, pentru tot timpul vieții sale, pe tot parcursul vieții sale. Dar, revenind la, la uh, certitudine și incertitudine, în opinia mea, multe dintre incertitudinele noastre, ca să vedem și de ce am făcut această, uh, acest preambul teologic uh, al discuției noastre, multe dintre incertitudinile noastre sunt cauzate de faptul că încercăm să spicuim din scriptură anumite promisiuni ale lui Dumnezeu, fără să avem imaginea de ansamblu sau ansamblul coerent al Planului lui Dumnezeu. Dacă doar spicuim câteva promisiuni și încercăm să le urmărim împlinirea, multe dintre ele nu se vor împlini pentru că ele nu sunt integrate corect, repet, în acest mozaic complex al Planului lui Dumnezeu și atunci unele dintre ele, poate chiar multe dintre ele, nu se vor împlini, și de aici se nasc îndoielile care pot degenera chiar în necredință. Doamne ferește, apostazie. Au fost persoane atât de dezamăgite de faptul că Dumnezeu nu le-a făcut un bine pe care și l-au dorit, încât uh, au căzut în apostazie. Ce trebuie noi să facem? Apostolul Pavel spune, la un moment dat, că trebuie să ne... De fapt, se ruga pentru creștinii coloseni, coloseni 1 cu 9, să se umple de cunoștința voii lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii plin de cunoștința voii lui Dumnezeu? Nu înseamnă să deosebești voia morală a lui Dumnezeu în mod punctual în momentele, unor, în, în anumite momente cruciale din viață. Da? Sigur, discernământul joacă un rol foarte important în aceste momente, dar nu, asta, nu la asta se referă Apostolul Pavel când vorbește despre voia lui Dumnezeu. Umplerea noastră de cunoaștere a lui Dumnezeu constă în cunoașterea, sau dacă vreți, în dobândirea unei imagini mentale cât mai ample și detaliate a planului universal a lui Dumnezeu. Ce am vorbit până acum. Foarte Trebuie frumos. să știm narațiunea, sau dacă vreți, metanarațiunea Sfintelor Scripturi, să cunoaștem narațiunea planului lui Dumnezeu a istoriei mântuirii. De unde începe, ce este rău cu lumea aceasta, ce vrea Dumnezeu să facă cu ea și unde va ajunge și cum putem noi contribui sau participa la împlinirea planului lui Dumnezeu. Repet, oamenii mântuiți sunt oameni chemați de Dumnezeu să participe la desfășurarea acestui plan. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta pentru că, iată, apar acei factori uh, disoasivi, să spunem, despre care noastră uh, vorbeați, și anume încercările. Dacă, repet, dacă spicuim niște promisiuni, și de obicei o facem cu o mentalitate antidoloristă, da, care refuză realitatea crucii și așa mai departe. Da? Dumnezeu mi-a promis că dacă mă rog îmi va da tot ce îi cer prin rugăciune, Dumnezeu mi-a promis că nu voi duce lipsă, nu știu unde au găsit. Unii promisiunea asta, dar oricum o distorsionează ei cumva să sune în felul acesta. Dumnezeu mi-a promis că ori sunt bolnav și mă rog mă va însănătoșa. Dumnezeu mi-a promis că nu voi duce lipsă de, eu știu, loc de muncă, ceea ce nu este adevărat, nu avem o asemenea promisiune. De ce este foarte important să ne umplem de cunoștința planului lui Dumnezeu? Sau, repet, să avem această frescă mentală a, a planului lui Dumnezeu, a narațiunii, a desfășurării planului lui Dumnezeu. Pentru că, cu cât cunoaștem mai bine, mai detaliat planul lui Dumnezeu, bineînțeles prin intermediul Sfintelor Scripturi, cu atât vom înțelege că în calitate de oameni, repet, chemați de Dumnezeu să participăm la împlinirea planului său, vom înțelege că tot ceea ce îngăduie Dumnezeu în viețele noastre face parte din acest plan. Ori dacă noi spunem suntem mântuiți și ne bucurăm de privilegii, i aud pe unii vorbind triumfalist despre privilegiile noastre ale celor mântuiți. Sigur, printre ele nu se află și purtarea crucii. Nici tot cei care vorbesc despre triumfalist despre aceste privilegii omit Realitatea majoră a vieții creștine, care este crucea. Dar vorbesc despre foarte multe pri privilegii și certitudini pe care le avem. De aceea am subliniat și repet, poate obsesiv, faptul că înlocuiesc, dacă îți folosesc interschimbabil, uh, uh, sintagma oameni mântuiți cu oameni chemați să participe la împlinirea Planului Dumnezeesc. Pentru că asta sunt oamenii mântuiți. Oamenii chemați și înnoiți de Duhul Sfânt ca să poată participa la împlinirea planului Lui Dumnezeu. În momentul în care se confruntă cu anumite realități, ei trebuie să știe că aceste realități fac parte din metabolismul tainic și neînțeles, da, din a, acest conglomerat de a, factori, conglomerat inextricabil de factori, pe care Dumnezeu îl stăpânește, îl vede foarte bine, La noi este, pentru noi este inextricabil, este încălcit, este ca un, ca un nevod pe care nu reușim să-l să descălcim, pentru Dumnezeu totul este foarte clar, dar în momentul în care ne întâlnim cu aceste situații, trebuie să avem certitudinea că ele fac parte din acest plan extrem de complex al lui Dumnezeu. Și ca unul care am fost salvat de Dumnezeu, care crede într-un Dumnezeu credincios, iată, credincioșia lui Dumnezeu. Dacă am certitudinea credincioșiei lui Dumnezeu, atunci am certitudinea că ceea ce mi se întâmplă în momentul de față este rezultatul credincioșiei lui Dumnezeu. Excelente. Chiar dacă mie mi-este greu să înțeleg cum adică Dumnezeu este credincios. Haideți să vă dau un exemplu biblic. Să vă dau un exemplu biblic. Dumnezeu este credincios, spunem noi. Adică Dumnezeu își propune să aducă lucrurile Într-o dreaptă rânduială. De aceea, când Dumnezeu încheie legământul cu poporul Israel, dacă ne uităm în Deuteronom 27 la 30, acolo găsim ceea ce este o, de fapt o reluare și re... da, o reactualizare a legământului Avramic, acolo găsim binecuvântări și blesteme, pedepse. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, în credincioșia lui față de planul de a îndrepta, toate lucrurile. Dumnezeu, sigur, binecuvintează credincioșia, dar Dumnezeu trebuie să acționeze uneori și, eu știu, trebuie să, să disciplineze în virtutea aceleiași credincioșii. Să corecteze. să corecteze, să îndrepte, să disciplineze poporul prin care el își desfășoară lucrările. Trebuie să îl îndrepte nu neapărat din cauza păcatului său. Mă refer la un păcat, eu știu, voluntar. Ci pur și simplu, dacă ne referim la situațiile cu care noi ne confruntăm, natura noastră decăzută, care tinde spre desăvârșirea pe care Duhul Sfânt o lucrează în ea, are nevoie din când în când de aceste instrumente dureroase, care acționează în viețile noastre tot în virtutea credincioșiei lui Dumnezeu. Corecții minore, câteodată, da, care... Da. Uh, și nu neapărat ca o pedeapsă pentru că dacă facem, uh, să spunem așa, un comentariu la ceea ce se propagă uneori în uh, chiar și în, uh, în, în mediul evanghelic, anume că dacă ți se întâmplă ceva rău, o încercare trece uh, prin viața ta, înseamnă că ai făcut ceva, da. ai greșit, ai păcătuit. Justiția da. retributivă a lui exact. Dumnezeu. Exact. Da. Și este doar, o, să spunem așa, un loc de. Mișcare stânga-dreapta, da. o ținere pe parcursul acela pe care da. Dumnezeu ni-l desenează, ni-l scrie, pornind de la premiza aceea că în momentul în care ai primit mântuirea, n-ai primit doar ca să o ai și să o pui undeva acolo, într-un depozit, într-un într seif și apoi să stai liniștit. Nu? Ci să devii coparticipant activ? Da? Păi atunci rezolvăm și problema aceasta a slujirii. Da. Asta este slujirea, de fapt. De aceea noi nu, nu, putem, emite, nu putem emite pretenții lui Dumnezeu da? în urma slujirii noastre, cum mai fac unii creștini greșeala de a-L întreba pe Dumnezeu de ce trec eu prin încercare dacă am slujit atâta. Ca și cum Dumnezeu, noi am pus această slujire într-un anumit depozit, să spunem și Dumnezeu ne este dator, măcar să ne întoarcă cât am depus, dacă nu cumva și cu dobândă. Ceea ce este greșit, pentru că slujirea noastră este rezultatul harului și numai al harului Dumnezeu. Dumnezeu este cel care în absența meritelor noastre ne invită în virtutea credincioșiei, a iubirii, a milei sale să-i facem lucrările. Închipiți-vă de bine ar, ar, ar ieși aceste lucrări fără noi. care Cu siguranță ar ieși mult mai bine. Dar dovada harului condescendent al lui Dumnezeu este aceea că uh, ne invită să-i fim colucrători. Ori după ce ești invitat fără să meriți, tu ființă neputincioasă, ticăloasă, insuficientă, care știi, știi bine și trebuie să știi de la bun început, cum și Dumnezeu știe că vei face o treabă imperfectă, marcată de tot felul de, de slăbiciuni, de imperfecțiuni, de, de, divagații, da? Cum poți să emiți pretenții lui Dumnezeu să-i spui, Doamne, am pretenția să o duc bine sau să mă scutești de cutare necaz sau de cutare suferință, că și eu am făcut pentru tine. Tot ce am făcut, am făcut ca rezultat al harului nespus de binevoitor al lui Dumnezeu. Știți când mai vine îndoiala, de obicei, mă uit puțin și la experiența practică, mă uit chiar la mine, când Dumnezeu într-adevăr îți corectează parcursul acesta, deși tu ești sigur că mergi într-o direcție bună și mai zic și alții că direcția e bună, nu e nimic greșit. Dar totdeauna la binele pe care tu îl vezi, Dumnezeu are un altceva mai bine, foarte bine. Sau câteodată, uh, Dumnezeu vede, adică, totdeauna Dumnezeu vede în perspectivă cu mult timp înainte de a vedea noi. Și ce este interesant este că atunci ceea ce mi s-a părut ca o palmă, ca o, ca o barieră pusă, deci, în, cum să spun, un, un, așa, o oprește o din aceasta dureroasă, o dezamăgire și cu multe semne de întrebare, după ani de zile, judecând și trăgând linie și uitând la ce s-a întâmplat, după aia să zic, Băi, ce bine că a fost așa. Și să înțelegi. Asta este, asta este incapacitatea noastră. Pentru că Dumnezeu vede într-adevăr și planul acesta... Știți cum e în matematică, în științele alea, se spune axiomă. Planul acesta... La care ne întoarcem întotdeauna, panul acesta da, universal. Care, care nu necesită demonstrație. Deci, exact. Orice se ar întâmpla din parcursul acesta, minus plus, încercare, bucurie, viața de zi cu zi, întotdeauna mă întorc la origine, la planul care. Care este, pe, cum să spun? Umbrela aceea protectoare. Ștând în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu are un plan cu mine, știe de ce se întâmplă locul acesta, victoria a fost pe crucea Domnului Hristos, să mă pe pe Domnul Cristos, sunt chemat să, chema să ducesc împreună cu Cristos, voi fi corect cu Domnul Cristos. Asta sunt niște lucruri care nu se schimbă în, da. în partea lui Dumnezeu, de partea lui Dumnezeu. Și asta este foarte interesant, că Dumnezeu, indiferent ce face omul, asta e, nu-și încalcă promisiunea da. în aceasta. Da. Deci, dacă ar fi să fim de ceva foarte sigur, apropo vorbim de certitudine, este da. că Dumnezeu ce a promis, planul da. pe care l-a proiectat Întocmit din veșnicie, da. va fi da. executat până la ultimul da. detaliu. Da. Asta este. Dacă vreți, Certitudinea piatra, piatra unghiulară a tuturor certitudinilor noastre. Aceasta trebuie să fie. Da. Asta este uh, temelia credinței noastre. Dumnezeu este credincios. Orice s-ar întâmpla, orice mi s-ar întâmpla, Dupa. Dumnezeu este credincios. Da. În credincioșia lui, Dumnezeu m-a făcut uh, participant la uh, împlinirea planului său. Asta înseamnă că. Ata vreme cât îi sunt lui Dumnezeu, tot ce se întâmplă, atâta vreme cât doresc, așa cu, cu toate uh, neajunsurile mele, cu toate neputințele mele, atâta vreme cât doresc să împlinesc planul lui Dumnezeu, tot ceea ce mi se întâmplă este parte a acestui plan. Și cea mai mare parte a acestui plan ne rămâne neînțeleasă. Este inaccesibilă, este impenetrabilă pentru noi. Da, pentru că așa e. Ființa aceasta păcătoasă, firea pământească ne ne aduce limitele ei. Vom înțelege multe lucruri, unele chiar pe pământ, în timp, Dumnezeu ne va ajuta să înțelegem și câteodată, și cel puțin în cazul meu, vă dau un exemplu așa din viața proprie, care am avut bucuria să-i să, să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceva care eu am crezut la vremea respectivă că e poate un rău foarte, foarte rău, adică un rău foarte mare, o, un dezastru la vremea respectivă. Dar uitându-mă în urmă, și uitându-mă la prezent, am văzut până la Dumnezeu. De aceea, îndoiala aceasta vine de multe ori când ne lasă memoria și uităm. Da, tot planul acesta al Dumnezeu și mai mult uităm experiențele noastre cu Dumnezeu. Da, pierdem, pierdem din vedere imaginea de ansamblu. Asta se întâmplă. C.S. lui spunea la un moment că în viețile noastre, întotdeauna, în orice moment, se dă o luptă între um, emoțiile noastre și rațiunea noastră, convingerile noastre. De aceea este nevoie mereu și mereu să ne alimentăm mințele cu cuvântul lui Dumnezeu, fie citit, fie predicat, pentru că emoțiile noastre tind să obnubileze vederea noastră spirituală, rațiunea noastră. Așa, de aceea simt. este nevoie mereu și mereu ca rațiunea noastră să fie luminată și alimentată de cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Pentru că iată cât de ușor în încercările vieții pierdem imaginea de ansamblu. Așa cum i s-a întâmplat și lui Ioan Botezătorul, nu? Da, exact. Și multor oameni care au rămas la un moment dat într-un în impas sau stai sau au gândit chiar Duhul Sfânt, la un moment dat spune chiar Pavel, că l-a oprit să se ducă și a schimbat direcția. Deci, el avea un plan, știa, doamne, și nu era rodat să ducea acolo. Cu siguranță făcea ceva, tot lucrarea lui Dumnezeu. Tot evangelizare făcea da. acolo, da. Dar spune, Duhul Sfânt nu le-a dat voie. Au vrut să intre, dacă nu înșel, în Bitinia. Exact. Și Duhul Sfânt nu le-a dat voie. Și au stat acolo și au așteptat o călăuzire a lui Dumnezeu, care i-a îndrumat, printr-un vis de noapte, i-a îndrumat către Europa. Da, către Filip. Filip este prima cetate europeană evangelizată de Apostolul Pavel. Deci, iată cum a intrat Evanghelia în Europa pentru prima dată. Deci, da. printr-o barieră pusă da. clar de, de Duhul da. Sfânt. Da. De asta este, apropo de călăuzire, că suntem încă în preajma rusalilor, a apogurării Duhului Sfânt. Care aceasta pe care Dumnezeu ne, -o, ne -o pune în față și prin promisiunea pe, de a avea acest uh, uh, antemergător, mângâietor. Duhul uh, Sfânt care ne călăuzește, El vorbește, El, bineînțeles, atât cât și omul stă în ascultare. Duhul, partea spirituală, partea aceasta Dumnezească din viața noastră rămâne credincios, uh, Dumnezeu rămâne credincios și vorbește, ne spune, prin predică, prin Cuvântul Dumnezeu, asta atât cât ascultăm. Da. Dar rămâne întotdeauna experiența, emoția aceasta care nu face decât să alimenteze da. îndoiala. Tinde să copleșească, da, tinde să copleșească. Câteodată, și aici, când mă refer la îndoială, mă refer și la nemulțumirea, știți cum e, nevoile, lipsa aceasta de viziune. Cred că una din male problemele noastre ale omenirii, și chiar atât din cioace, este că nu putem vedea foarte mult înainte. Dumnezeu, asta este. Planul lui Dumnezeu există și, lavă Domnului, că el este un plan plenar, universal. Dar Dumnezeu ne-a lăsat atâta. Și aici vine bucățica aceea care se cheamă Credință. Da, da. Vă dați seama, ca și în imaginea aceasta, eu văd cel puțin astăzi, mâine nu știm, nici astăzi nu văd toată ziua. Da. Și aici revine poate cea mai mare incertitudine. Dacă, într-adevăr, mâine va mai fi mâine, dacă ceea ce Dumnezeu uh, a lăsat astăzi ca noi să experimentăm, să ne bucurăm, mâine... știți cum e? Părim împreună la această discuție, la această emisiune. Noi nu știm ce va fi până la final. Asta poate ne, ne creează acea stare care uneori ne duce într-o stare neplăcută înainte de Dumnezeu. De a ne asigura, de a ne uh, uh, crea acel confort, de a încerca să rămânem pe propriile ciare și uitând de ceea ce mereu am zis eu, dependența aceasta de Dumnezeu. Da. Tocmai de aceea Dumnezeu îngăduie uneori aceste, eu știu, perioade în care suntem privați de pârghiile siguranței noastre, fie că e locul de muncă sau niște relații sau, eu știu, o carieră strălucitoare sau uneori sănătatea noastră, eu știu, familie și așa mai departe, tocmai pentru a cultiva în noi acea încredere neclintită în el, acea dependență de el, pe care noi am, negat-o și am pierdut-o în grădina Edenului. De fapt, în grădina Edenului, omului se propune să fie independent de Dumnezeu. Exercitarea greșită a libertății lui îl face să creadă că poate fi liber de orice principiu exterior lui, și alege calea de a fi ca Dumnezeu acolo, se referă tocmai la existența prin sine însuși. Diavolul îi spune, se poate ajunge la o existență atât de liberă încât să vă fiți suficienți vouă înșive. Uh, exact, ceea ce se prezintă de da, către postmodernism. Cultura, cultura umană ne regenerată de Duhul Sfânt, întotdeauna a avut ca ofertă de viață, să spunem, acest, această idee. Ne descurcăm și singur De fapt, aceasta este idee anticristică în esența ei. Anticristul este o persoană nu doar care îi se opune lui Hristos, ci care va încerca să-l uh, înlocuiască pe Hristos. Anti, în limba greacă, prepoziția aceasta înseamnă și în loc de. Da? Deci, și nu va fi neapărat o persoană, ci poate fi un for, poate fi un sistem, da, un de, gândire. sistem de gândire și de un... mai departe. O ideologie, ideologie anticristică funcționează de când. Lumea. Și asta este uh, oferta ei pe piața ideilor, să spunem. Ne putem, dacă vreți, de la, hai să zicem, începând cu turnul Babel. De acolo. Turnul Babel este uh, întruchiparea, dacă vreți, concretizarea, sau o concretizare evenimențială, care este și paradigmatică, este arhetipală pentru uh, modul de a gândi și de a se comporta al rasei umane alienate față de Dumnezeu. Așa se va comporta omul întotdeauna. Va încerca să-și creeze sisteme, să-și creeze uh, o civilizație, progres tehnologic, cultural și așa mai departe. Va încerca să-și creeze o, anumite structuri pentru a uh, trăi autarhic, să spunem. Da? Pentru a nu depinde de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, nouă credincioșilor, da, ne propune această... Uh, cale, să spunem așa, de întoarcere la El. Ce înseamnă întoarcere la El? Nu doar întoarcere cu fața către El, întoarcere la ceea ce, la momentul acela pe care l-am pierdut, care a fost momentul despărțirii de El, momentul negării dependenței noastre de El. De aceea am putea spune că, în esență, viața creștină este o viață de învățare a dependenței de Dumnezeu. E cea mai grea lecție, să știți, da. și experimentăm cu toții această lecție pe care Dumnezeu ne dă în fiecare zi, pentru că oricât de bine am fi noi poziționați la un moment dat, cât de bine ne-am simțit, cât de stabil, fie cu sănătatea, fie cu poziția socială, cu jobul, cu tot ce înseamnă, există un moment în viață, sau cel puțin o dată în viață, când suntem clătinați. Când, într-adevăr, Dumnezeu ne arată că, de fapt, fără El nu suntem nimic. Și atunci ne aducem aminte, sau ar trebui să ne aducem aminte de planul acela despre care vorbeați dumneavoastră și anume despre promisiunea, despre planul acela uh, perfect da. de refacere a, a ființei umane și a creației. Și a întregii creații, da, de a o, de a -o edeniza. Uh, cum am putea vorbim câteva lucruri? Cred că am mai putea discuta despre subiectul acela și cu siguranță uh, o să mai revenim la subiectul acesta al îndoielii. Deci, practic, certitudinea aceasta este certitudinea tuturor certitudinilor da. Da. și, indiferent de ce alte încercări, problemele avea, suntem asigurați, Este ca un antidot universal, a zice eu. Da. Medicamentul acela spiritual, promisiunea lui Dumnezeu, indiferent ce mi se întâmplă, chiar și când sunt foarte bucuros sau foarte uh, trist, Că știți că omul mai areaza și de atâta bine, nu numai de, de da, ne. Omul da. se poate, o, poate deraia, dacă toți da, folosim da. așa, am folosit foarte mult traseul acesta, parcurs cale. Uh -huh. Omul poate să o ia în stânga și în dreapta, să se depărte Dumnezeu și de bine, nu numai de rău. Da. Și atunci, oricât ar fi, și dacă simt că îmi fuge pământul de sub picioare, figurativ vorbind, Vă duc înapoi la planul lui Dumnezeu. Acum, dumneavoastră, cum vedeți în mod, uh, să spun așa, poate cel mai simplist, câteva moduri de prevenție astfel încât uh, să nu uităm de planul acesta. Pentru că omul are, v-am spus eu, darul acesta în ghilimele, spun, de a uita planul. Și mai mult, știți, vă spun, uh, poate cel mai grav simptom este acela că sunt mântuit și gata, sunt asigurat, din momentul acela pot să stau în bancă, avem păstori, avem zlușitori, noi nu trebuie să facem nimic. Problema cu acest fel de trai este că el are viață scurtă, să spunem așa, în sensul că da, ne mulțumim sau eu știu ne mulțumim da, -a cu această spun. inerție a, a, cu această siguranță falsă a faptului că deținem mântuirea și nu mai avem nimic de făcut până la prima încercare sau până la prima încercare mai puternică. De obicei, aceiași oameni care se liniștesc da, și duc un trai inerțial, uh, bazați pe această falsă uh, siguranță, că dacă l-am cunoscut pe uh, Domnul Hristos printr-o întâlnire inițială, da, cu, cu el și, și particip la viața bisericii, atunci nu mai am nimic de făcut, sunt eu știu invulnerabil și așa departe. Asta sunt până la prima încercare și poate încercările au menirea, poate Dumnezeu lasă încercările tocmai pentru a-i trezi pe astfel de, de oameni, pentru că la prima încercare de obicei acești oameni a, ajung la îndoieli foarte a, dureroase, niște îndoieli sfredelitoare, să spun așa. Și atunci trebuie neapărat, din nou și din nou, să ne familiarizăm cu planul lui Dumnezeu într-o manieră, cum spuneam, cât mai amplă și detaliată. Și lucrul acesta îl facem, primul rând, printr-o relație de comuniune cât mai strânsă cu Dumnezeu. Devoțiune personală, rugăciune, citirea Scripturii, meditație, lecturi spirituale și așa mai departe. Dar... Sigur că putem citi Scriptura și aici chiar îmi propuneam să ajung că există o diferență între a memora Scriptura și a cunoaște Scriptura. Eu una să o memorezi și să n-ai acea imagine de ansamblu despre care uh, vorbeam, acea frescă uh, mentală a planului lui Dumnezeu, a, a ansamblului coerent al voii divine uh, și alta să cunoaștem Hai să zicem așa, să ne exprimăm tot cu o expresie biblică, gândul lui Hristos. De fapt, gândul lui Hristos, tocmai asta se referă la acest plan al lui Dumnezeu pe care Domnul Hristos l-a dus la îndeplinire printr-o credincioșie desăvârșită. Vedeți, de aceea spune Apostolul Pavel în Roman 5 19, după cum prin neascultarea unuia a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, tot așa prin ascultarea altuia, adică a lui Hristos, noi am fost îndreptățiți. Sau spune despre Domnul Hristos că a fost ascultător de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. Singurul fiu ascultător Tatălui este Hristos. Iar eu, numai integrându-mă în Hristos, pot deveni un fiu ascultător. Ca fiu ascultător, Nu. un fiu ascultător cunoaște voia celui care, de care ascultă. Nu, nu și revendică Privilegii. Un copil care mereu își revendică anumite drepturi, anumite privilegii, nu poate fi numit un copil ascultător. Nici chiar dacă ascultă de dragul acelor privilegii. Da? Un copil ascultător este cel care ascultă pentru că este conștient, cunoaște voia tatălui său și este conștient de faptul că voia tatălui său este cel mai mare bine pentru viața sa. Nu? Pe măsură ce un copil se maturizează, el asta ajunge să, să înțeleagă. Faptul că voia părintelui este cel mai bun lucru pentru viața sa, chiar dacă îi produce disconfort. Și atunci, un fiu ascultător, da, vorbesc despre noi creștinii astăzi, care putem fi ascultători doar în Hristos Domnul și Dumnezeu ne privește ca pe niște fii ascultători doar în Hristos Domnul, trebuie să după aceea să. Depunem eforturile necesare să ne familiarizăm cu acest plan al lui Dumnezeu, de care trebuie să ascultăm, pe care uh, suntem chemați să participăm să ne conjugăm eforturile pentru ca el să se împlinească. Bineînțeles, el se împlinește nu prin putere omenească, ci prin putere Dumnezeiască. Repet, noi suntem participanți chemați de Dumnezeu, prin harul, să împuterniciți prin Duhul lui Dumnezeu pentru a se vărși lucrările lui Dumnezeu. Dar, pentru asta trebuie să Asimilez învățătură biblică, dacă vreți, teologică, de substanță, consistentă. Din nefericire, asistăm la un, un fenomen îngrijorător: acela al apariției a tot felul de a, vedete a, anvonale, să spunem exact. așa, predicatoriale, care le livrează oamenilor marfă, să zicem, fără hrană, fără substanță. Hrană foarte plăcută, un fel de junk food uh, uh, teologic, uh, hrană, eu știu, care produce doar niște reacții de moment, care creează o iluzie a spiritualității. Foarte multe emoții. De foarte multă emoție, da, într-adevăr, uh, uneori chiar emoție negativă, adică regret, dacă omul este pus în situația de a se, eu știu... Uh, simți mărunt, neputincios, atunci ele este foarte unii se simt foarte mulțumiți, pentru că cred că sentimentul de culpabilitate este o dovadă de spiritualitate. Confundată cu cercetarea lui Dumnezeu, să știți. Da, este confundat într adevăr cu cercetarea lui Dumnezeu uneori, ceea ce da, este foarte, foarte periculos, foarte înșelător. Alții produc distorsiuni cognitive, da, printr-o interpretare foarte viciată și defectuoasă a Sfintelor Scripturi. Și atunci oamenii sunt induși în eroare, nu mai, nu mai uh, asimilează, nu mai cunosc acel plan universal despre care noi am vorbit până acum, planul lui Dumnezeu. Sunt induși în eroare. De aceea, uh, eu am o convingere că la baza unei vieți spirituale uh, precare stă o teologie precară. Și nu vorbesc de o teologie academică. Nu toți putem fi teologi academici. Ci vorbim de teologia Sfintelor Scripturi. Repet, nu vorbim doar de memorarea Sfintelor Scripturi. Putem memora Sfânta Scriptură și să nu avem imaginea de ansamblu. Cum spune românul, să nu vedem pădurea din cauza copacilor. De aceea, cred că uh, cel mai bun lucru pe care îl putem face în afară de devoțiunea noastră personală este să căutăm acele izvoare curate ale Lui Dumnezeu învățătura sănătoasă. Nu învățătura care ne este pe plac. Nu învățătura predicatorilor populari. Uh, trebuie să spun și lucrul acesta, chiar și în fața uh, camerelor de luat vedere. De foarte multe ori, ca să nu generalizez, dar de foarte multe ori, predicatorii populari, predicatorii cei mai populari, sunt și cei mai precari din punct de vedere teologic. Așa este, pentru că uh, omul caută, este plăcut auzului Uh, ușor de uh, să spunem de digerat, da, da, dacă da. vorbim. Nu necesită un efort în a stoca da. și a medita, da, pentru că este ceva da, da, light, ceva foarte light, uh... dar care ține până a... da. până puțin mai încolo, să zic așa. Da. Nu ține de foame spirituală. Da. Dacă ne uităm apoi, iarăși, în Că avem uh, uh, marele narațiuni arhetipale și personaje arhetipale în Sfânta Scriptură. Dacă ne uităm la oamenii lui Dumnezeu, de foarte multe ori ei au avut discursuri indigeste pentru, pentru uh, poporul lui Dumnezeu. Poporul au deranjat. Au deranjat, da? Au, au uh, urzicat, să spunem. Spiritul <laughs> au fost galvanizate. Uh, oamenii au fost revoltați. Cine este ăsta? De ce ne spune așa ceva? Să ne gândim numai la. Ieremia, ca să luăm un exemplu vechi testamentar. Toți profeții ne profețesc de bine că îi vom bate, iată zice Zedechia, cu coarnele acestea îi vei bate pe babilonieni. Unul singur, Ieremia, omul lacrimilor, mai este el numit de către teologi, spune, vine cu un jug și spune plecați-vă capetele sub jugul babilonienilor, că este jugul lui Dumnezeu. Nu încercați să vă împotriviți. Nu mai spuneți, o, templu Domnului, templu Domnului, n-are cum Dumnezeu să-și abandoneze templul mâinile celor netăiați în prejur. Era revoltător la data respectivă să spui, nu, slava Domnului nu va mai fi în templul acesta. Templul lui Dumnezeu, locașul locuinței lui Dumnezeu, cade în mâinile celor netăiați în prejur. Da, da seama, au da. tot sistemul da. lor de credință. Da, da. Ceea ce l-a făcut detestabil. Și nu o singură dată, da. O singură dată. Da, a fost pedepsit fizic pentru îndrăzneala lui de a rosti aceste cuvinte. Mă deci... zice noi că cineva care este rujitor la anvon nu va putea niciodată fi trece prin încercări și Dumnezeu nu poate pune la pământ, așa, uh, pentru a-l corecta, uh -huh. da, nu pentru a-l distruge, pentru a-l corecta. Dar iată că și oamenii, apropo de da. meritul acesta pe care ni-l. Uh, da, afișăm da, câteodată da. înaintea lui Dumnezeu. Și mesajul lui Dumnezeu nu ne face întotdeauna populari. Da, uneori s-ar putea să, să avem anumite, eu știu, să fie anumite momente de trezire, să spunem. Iată, avem uh, precedentul lui Ilie, să spunem, că, care este omul lui Dumnezeu, persecutat de toată aristocrația, toate elitele... Um, civile și religioase ale lui Israel, inclusiv de oamenii de rând, el este foarte nepopular, când Dumnezeu își arată slava prin el, are un episod de, să spunem, aprobare okay. din partea mulțimii, care durează foarte puțin. După aceea, tot cultul lui Baal și a Astartei este preferat. Și dacă ne uităm la Elie, și el a trecut un moment de îndoială. Da. Da? Și Clar. Uh, slavă Domnului pentru discuția aceasta uh, frate profesor uh, rămânem cu planul inițial, planul lui Dumnezeu planul acesta perfect da. ci... să nu uităm de, mă scuzați de, uh, u, ultima certitudine pe care ne-am propus să o discutăm și a, de lume, aceea a împlinirii desăvârșite a planului lui Dumnezeu da? că în final planul lui Dumnezeu uh, în toate detaliile lui se va împlini odată cu instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie o altă certitudine a omului credincios, că în cele din urmă planul lui Dumnezeu de restaurare creației, la care acum participăm prin Harul lui Dumnezeu, se va desăvârși și vom moșteni noua creație a lui Dumnezeu și vom avea la dispoziție o veșnicie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-I instaurăm voia în creația sa. Slavă Domnului, așa este. Tot ce a spus Dumnezeu se va împlini. Uh, și a făcut-o asta și cu poporul lui Dumnezeu, tot ce a promis, spune în cartea Iosua la un moment dat, că după ce a terminat toate incursiunea acestea, spune înainte de asta sta Iosua în fața poporului, spune tot ce a promis Dumnezeu a făcut. Așa se termină, să spunem așa, sumarul acestei călătorii de 40 de ani. Iată că Dumnezeu așa va face și cu noi. Și el să fie binecuvântat pentru treaba aceasta. Amin. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studiul nostru, pentru discuția aceasta bogată bogată în și hrănitoare. Vă mulțumim foarte mult. Tot ne rugăm acolo. ca Dumnezeu să vă binecuvânteze mulțumesc. și să vă dea putere și tot ce aveți nevoie să vă duceți partea dumneavoastră de zlujire pe care Dumnezeu v-a dat-o în planul acesta măreț. Vă mulțumesc și mi-a făcut mare plăcere să conversăm uh, pe marginea tainelor lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Timați prieteni și vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!